respectat testamentul spiritual, dacă este ceva sfânt în lumea noastră, nesfântă, atunci un testament spiritual este un lucru sfânt. Am vrut să-i fie respectat testamentul lui Blaga și Valeriu Anania m-a ajutat. Vreau să vă spun că am pierdut și asum acest eșec serios din viața mea și care mă doare și acum, din toate motivele, nu vi le înșir.